Da, să vedem cum s-a descurcat Silvia în altă postură decât cea în care s-a obișnuit până acum. Să vedem, interesant și mie. Înainte de toate, emoții. Înainte de toate, haideți să mulțumim administrației Pizza Bella Napoli din Chișinău pentru realizarea acestui subiect. Regia, vă rugăm. Salutare, dragi prieteni! Astăzi am să fac pizza, nu am să cânt, dar o să fie, cred că, interesant, fiindcă pizza încă nu am făcut în viața mea. Și astăzi, priviți, e ceva deosebit. Haideți să vedem ce va fi. Silvia Grigore, o fire romantică și poetică, iată că se face bucătar. Și încă unde? La o pizzerie italiană. Atenție! Chiar o face cu toată seriozitatea. Bine ați venit! Mă primiți să fac desigur, pizza și eu? Desigur, cum? Arde de răbdare să fac pizza. Da, da, da. Uniforma mică, mică. Formele mele frumoase nu au încăput 100%, dar le-am ascuns. Totul e ok. Trebuie să fiu frumoasă cum ar fi. Sunteți fermă. Da? Da. La bucătărie, dragi tovarăși. Valeriu, astăzi am să fiu asistenta ta. Sigur. Mă veți a face pizza? Sigur, sigur. Facem. Dacă mâncați o pizza din mâna mea, să știți că totul va fi bine în țara Moldovei. Începem. Valeriu, comandă. Silvia Grigore ține la imaginea ei. Manicura este impecabilă, laudabil, dar cam strident pe fonul aluatului. Ei, plăcinte-a mai făcut în viața mea. Acum o punem jos și iese întins. Uh-huh. Și așa ceva. Da. Asta italienește se întinde. Da. Eu am întins-o moldovenește, acum o întindem italienește. Lucrul a început strună. Pentru că, vezi, doamne, clienții sunt flămânzi. Păi eu am înțeles că pizza italiană e mult mai simplă decât acea moldovenească care o facem noi. Mult mai simplu. Mult mai simplu și mai bună. Și mai gustoasă. Și mai gustoasă. Nu totdeauna ce este complicat, este gustos. Așa. Pizza margherita. Dacă îmi tai mult mai ușor, vreau să vă spun, dragii mei, mie mi-e cald de Doamne ferește. Vreau de acum să mănânc. Mirosul aici e super extraordinar de fain. Lumea stă și mănâncă și se bucură de viață, dar eu stau la o bucătărie. Hai să cântăm ceva. Moldovanul când lucrează, cântă. Vrei? Eu de obicei. Cântăm multe piese italiane. Serios? Da. Cântăm ceva italian. Uite, eu fac pizza, dar tu cântăm italian. Hai, te rog, măcar o strofă, eu am susțin. Oameni buni, Valeriu cântă. Bucătari care cântă. O sole mio. O sole, o sole mio, sta canto a te. Ceva cu stacan. Sta canto a te. Aplauze fortunați pentru Valeriu. Tu mi-ai cântat, am uitat să cânt și eu ții. Dar Giovanni în limba română e Ion? Da? Mai vin o seară pe la noi, Giovanni, drag. Mai vin o seară pe la noi, Giovanni, drag. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă. Mama s-o culca, dar eu te-am aștepta. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, traduceți, dar eu te-am așteptat. Eu te-am așteptat, eu te-am așteptat. Tot înțeles. Am făcut-o. Să vedeți ce este gustoasă, să știți că pizza adevărată e 3 ingrediente. Ca și în plăcintele noastre moldovenești. Mărar, brânză și ulei și ou. 3 ingrediente. Ultimul lucru, cel mai complicat, ultimul proces, nu știu dacă o să-mi reușească, dar priviți-mă foarte atent, cu mare, mare atenție. Lopata. Chiar la foc adevărat, oameni buni, uitați-vă la foc, la foc în cuptor adevărat, italian. Am făcut-o și pe asta.
Bravissimo! Complimenti! Ei, dar cât nu ar fi de bine, lângă Valeriu, chipeșul bucătar, tot la scenă i-a rămas gândul. Dar această experiență o va păstra în amintire, mai știi, poate că revine la gândul să-și deschidă o pizzerie proprie. Pizza italiană de la Silvia Grigore. Mersi, mersi, mersi. Vă iubesc! Ați observat cum îmi fulecă pizza mea, doamna? Îmi place, a spus că e extraordinară. Și eu am să mai vin pe aici, probabil. A lucrat. Oameni buni, e greu munca de bucătar, foarte grea. Mult mai grea decât de cântăreț. Cu toate că și-a noastră pâinea nu e dulce. A fost super. A fost foarte... a fost foarte incitant, mă iertați. Și-am mâncat o pizza extraordinară, desigur, dar și-am muncit. Orice meserie are lucruri frumoase în ea și momente extraordinare, ca și la noi, la artiști. Așa că hai să-i stimăm pe toată lumea. Și pe cei care fac pizza, și pe cei care ne cresc pânica, și pe cei care ne bucură viața cu un cântec frumos. Te-ai descurcat destul de bine. Incitant. Da, a fost incitant. Asta am înțeles și noi. Da. Din câte am văzut în filmuleț, chiar ți-a plăcut foarte mult. Nu te-ai gândit să-ți deschizi o afacere, așa? Nu cred. Eu nu sunt om de business, dar vreau să dau un salut lui domn Giovanni și lui Valeriu, care mi-a plăcut foarte mult. Am lucrat o zi la ei, a fost extraordinar de frumos. Lumea a privit un spectacol. Probabil că stau mai mult și ne priveau ce facem noi decât bine, în bine, haideți să mulțumim încă o dată. Buongiorno, domn Giovanni, ați spus. Da, mulțumim, aducem mulțumirea administrației Pizza Bella Napoli din Chișinău. Și vreau să zic să faceți câte un SMS la 1213, cifra 2, și domn Giovanni și Valeriu și toți cei care acum sunt în Pizza Napoli, vă rog, câte un mesaj pentru noi, că avem nevoie.